Deci ai poluat lacul Manta? Eu am vrut doar să mă distrez. Se distrez cu un lacul? Nu, da. Noi cu prietenii nu știam unde să mâncăm pungile. Cristi scrie factor antropic. Eu doar am încercat. Dar tu țari! Așa, în contact cu animale de pe teritoriul lacului, ați intrat? Nu, noi nu văzut pe nimeni. Văzut, dar voi? A, Mișa, eu scriu asta? Nu, lasă asta așa, e o glumă. Și adică eu să mă sperior pe dânsul. A, ok. Unde este restul? Ei cum v-a văzut pe voi, au spus. Victoraș, noi ne ducem după bere, dar tu rămâi. Ei doar s-au urcat repede în mașină. Înseamnă că magazinul era departe. Clar. Ai mâine tamantul, țapă, sfârșitor. Ce o să faci? Deci vine de poluat, o să mai poluiesc? Nu, sincer. Ce o să faci ca să contribui la protecția lacului? O să le spun la alți oameni. Ce o să le spui? Că m-au prins doi țicniți. Bine. O să le spun că nu trebuie să arunce pungi. Deși? Lac mai scurt. Băi, stați eu să... Stai pe loc. Măcar deschideți geamul. Care geamul? Suntem într-o scară și geamul nu. Iete-n mâini. Bun. Încă o întrebare și ești liber. De ce lacul Manta e important? Cum de ce? De ce apa e importantă? Ești deștept, răspunde ca lumea. Vegetație deosebită, cel mai mare lac natural și gata. Miești. Cristi, eu trebuie. Unde? Tu șlâneac prin lac, ia lasă să guste apă poluată din dânsul.